ucraineni că limba română nu are perspectivă. În timp ce mulți ucraineni dau copiii la învățătură. Hai să fim mai demni și hai să ne sfătuim vecinii cu mătrii, cu nață, să susținem învățământul românesc. Și mai să-mi spun o greșeală, nu sunt 62 de școli românești, 62 curate. Dacă este o clasă ucraineană într-o școală românească, asta e școală mixtă. Deci cam la 100 de școli avem unde se vorbește limba română. Să nu uităm și de copiii ăștia și de carte pentru copiii ăștia. Oameni buni, hai să facem o concepție comună. Vine cineva de la București, un demnitar, fiecare trage foc la oala lui. Hai să mergem cu o concepție. Ce ne trebuie nouă? Ce vrem în primul rând? Un om sau doi să vorbească. Nu vine doamna Bojescu, ea vorbește, rezolvă, vine altul, dar noi avem problemele noastre generale. Să trăiți! Mulțumim! Premiul la Auto 3. Am vorbit la Poli și am omblat... Permiteți-l iubiți! Mulțumim! Și continuăm? Microfonul! Da microfonul! Mai atât, vă rog, intervin deoarece Dumitru Covalciuc a vorbit cu Florian cu fondul și vreau să vă ținut hotărârea Consiliului Orașenesc Storojeneț să ridicăm bustul lui Iancu Frondor în centrul orașului Storojeneț. Am făcut acest lucru. Și încă o hotărâre. Aici, Marie, deci mi-e mai plăcut că locea asta e împărătească. Am mai obținut o hotărâre pentru raionul Storojeneț. Tot în Storojeneț să fie ridicat și bustul lui Mihai Eminescu. Hotărârea la mine, o avem, nu avem un fleac, bani.